Începe exproprierile la una dintre cele mai așteptate autostrăzi din România, Sibiu-Pitești. În timp ce proprietarii de terenuri sunt nemulțumiți de prețuri, reprezentanții societății civile critică ritmul lent în care se pregătesc lucrările, mai ales că aceasta este cea mai ușoară parte a procesului. Guvernul a decis să plătească aproape 1 milion de euro pentru exproprierile din localitățile Șelimbăr, Tălmaciu și Boița din județul Sibiu. Este vorba despre despăgubirea proprietarilor a sute de hectare agricole și intravilane, dar și a 1300 de imobile. Oamenii se declară însă nemulțumiți. Nici o jumătate de pâine pe metru pătrat. După cum se vinde terenurile aici la 5 euro, 4-5 euro metru pătrat, îți dă 2 lei pe metru pătrat. E jalnic. Vrem să se facă, dar nu suntem mulțumiți că ne împarte locurile pe jumătate. Și din coace de drum, și dincolo de drum. Și noi pe unde mergem să lucrăm? Nemulțumiții pot merge în instanță pentru eventualele diferențe de preț. Între timp, constructorul trebuie să primească autorizație, iar din cauza birocrației, în cel mai bun caz, acest lucru se va întâmpla abia în septembrie. Asta înseamnă că lucrările vor începe cu adevărat abia la primăvară, spun reprezentanții societății civile care urmăresc proiectele de infrastructură. În mod normal ar trebui ca exproprierile să se facă mult mai din timp. Recomandat ar fi ca exproprierile să fie făcute încă de dinainte să avem contractul de proiectare și execuție. Într-o țară normală ar trebui să avem exproprierile imediat după faza de studiu de fezabilitate făcute, astfel încât să nu se mai construiască pe traseu. Potrivit activiștilor, bucata de autostradă pentru care se expropriază terenurile este partea cea mai puțin importantă. Este vorba de Sibiu-Boița, de numai 14 km, care nu se află într-o zonă muntoasă. Mai rămân 110 km care nu sunt nici măcar atribuiți. Cu alte cuvinte, lucrările din munți, pe cea mai dificilă porțiune a autostrăzii Sibiu-Pitești, considerată prioritate zero în masterplanul pentru infrastructură, vor începe abia în 2022. Astfel arată cel mai optimist scenariu al reprezentanților societății civile.